găsit! La mulți ani, copii, indiferent de vârsta pe care o aveți! Suntem astăzi alături de scriitoarea Arina Avram, aici lângă mine, editorul Vasile Poenaru în extrema dreaptă, în extrema stângă, adică eu, Gina Micloș. O să vă spun câteva cuvinte despre Arina Avram. Și astfel o să aflăm și o să aflați că imediat o să fie ziua ei de naștere, pentru că s-a născut într-o zi de 4 iulie. Voilà! În Târgu Jiu. Într-o duminică de vară. Este romancieră, poetă, enciclopedistă, traducătoare, jurnalistă. A învățat să scrie de la 5 ani, ajutată de bunicul ei, care era învățător, și tot de la această vârstă a început să scrie basme. Unica sa dorință era să publice propriile cărți într-o zi, atunci când va fi mare. Se pare că a venit ziua și a venit mai demult, nu chiar de acum, pentru că mai are niște cărți publicate și la alte edituri. Tatăl său, de profesie, în primii ani de școală a scris versuri, iar în clasa a 5-a a început să scrie primul roman. La încheierea clasei a 8-a a încercat chiar să participe la un concurs de dramaturgie cu o piesă de teatru. În primii ani de școală, am mai spus, tatăl ei, de profesie inginer, nu a știut decât să o descurajeze mereu, deși fiind un mare iubitor al cărților, le-a achiziționat cu ardoare. Era născut într-o zi de 15 ianuarie, la fel ca poetul nostru neperechi Mihai Eminescu, coincidență care a hrănit iluziile fiicei că avea să reușească până la urmă în literatură. Vă veți convinge de asta. Arina citea masiv cărți pentru oameni mari, încă din clasele primare, spre dezamăgirea părinților, care nu-și doreau altceva pentru ea decât un viitor confortabil de ingineră, pentru că inginerii câștigau foarte bine în acea epocă, spre deosebire de umaniști. Era vremea comunismului, a cenzurii, publicarea unei cărți era o misiune aproape imposibilă, însă Arina Avram nu s-a descurajat. Este o luptătoare. A continuat să scrie versuri, a continuat să trudească la romanul vieții sale, pe care l-a finalizat abia în anul 2018 și a văzut lumina tiparului în anul 2020. Titlul acestui roman este Dincolo de timp, dincolo de cuprins. Arina s-a născut cu dorul de a scrie înainte de a respira. Și nu a încetat să creadă în steaua ei, nu a încetat să creadă că imposibil nu există atunci când există voință de la Dumnezeu, a refuzat să abandoneze scrisul, fiindcă și atunci când nu mai e nicio șansă, tot mai este una, după cum chiar ea mărturisește într-unul dintre romanele sale. O să trec acum la debutul literar, care a avut loc în 1996, când a lansat romanul A alerga după o stea, la festivalul Cerbul de Aur din Brașov. În următorul an a publicat volumul de poezii Ochii Timpului, apoi cartea pentru copii Poveste de Nea, care s-a epuizat în timp record. De altfel, această carte a scris seria de succese pe care le-a obținut cu enciclopediile sale, Femei celebre, mică enciclopedie și Femei celebre din România. Aceste cărți au fost prefațate de eruditul istoric, jurnalist și romancier Neagu Giuvara. Cele două enciclopedii s-au bucurat de un mare succes la public. Cartea Femei celebre, mică enciclopedie, a fost votată între cele mai bune 25 de titluri publicate la editura All. Acest volum a ajuns și la cea mai mare bibliotecă din lume, Biblioteca Congresului din Statele Unite ale Americii. Urmează enciclopedia Mari Minuni, Mari Mistere, care se află la vânzare în Japonia și India. Un alt succes deosebit a avut cartea Enciclopedia Înțelepciunii, devenită reper pentru multe studii, manuale și alte cărți. Volumul de poezii Why I'm Yours, Even Thought I'm Not Yours, a fost remarcat în... A fost remarcat în Statele Unite ale Americii, în recenzia ei Catherine Beeman și-a arătat admirația pentru poeziile despre natură, dar și pentru un poem dedicat României.
Arina Avram a tradus două romane din limba engleză, Profesorul de Charlotte Bronte și din limba portugheză A Severa de Julio Dantas. A publicat volumul de nuvele Povestiri șocante, povestiri adevărate și romanele Ispita și Coincidența ca număr de aur. De fapt, Sincronicitatea, cred. Cartea Dincolo de timp, Dincolo de cuprins se găsește în biblioteci prestigioase, cum ar fi Biblioteca Națională a Israelului, Biblioteca Universității Harvard din Statele Unite ale Americii, Biblioteca Universității Stanford din Statele Unite ale Americii. Și pentru că tot am pomenit despre femei celebre, autoarea oferă cadou cititorului dornic să cumpere cărțile sale și pentru cel care va cumpăra sau cea care va cumpăra trei cărți, va primi trei cărți bestseller: Enciclopedia Femei Celebre, prefațată de Neagru Giuvara, epuizată de mult în 6 ediții, Enciclopedia Mari Minuni, Mari Mistere, vândută și în Japonia, și romanul Dincolo de timp, Dincolo de cuprins, care prezintă cea mai mare taină a universului, De ce nu știm de ce venim pe lume, plus o sticlă cu vin extraordinar dedicat cărții A fost oare sau n-a fost. Ofer mai apoi microfonul editorului Vasile Poenaru. Stimați iubitori ai literaturii, acest roman, A fost oare sau n-a fost, trebuie citit. E un roman foarte bun, e un roman care ne va delecta și ne va impresiona foarte mult, pentru că este scris într-un stil alert, pentru că are numeroase răsturnări de situație, ceea ce oglindește viața însăși, pentru că personajele pe care le vom întâlni sunt veridice, sunt destine care se intersectează în momente dramatice, luptând pentru fericirea personală, căutând într-o continuă zbatere sufletul geamăn, zbatere însoțită de speranță, de încredere, de multe ori terminată cu dezamăgire. Toate acestea le vom întâlni în paginile romanului A fost oare sau n-a fost. Avansând în lectură, cititorul va realiza cât de mare este puterea de manipulare a presei, a inteligenței artificiale. Deci viața noastră actuală este a noastră, dar este și plină de niște determinări exterioare. Incertitudinea, presiunea psihică, frica ajung să fie ingrediente ale vieții de zi cu zi. A discerne între informațiile care reflectă realitatea și cele care născocesc o realitate inexistentă devine o misiune foarte grea, aproape imposibilă. De asemenea, romanul Arinei Avram aduce în atenție cititorului și importante noțiuni de istorie, de cultură și civilizație, de mai multe colțuri ale lumii, astfel încât e o lectură extrem de interesantă. De aceea o recomandăm din toată inima și suntem bucuroși că putem să venim cu o astfel de carte, cu o capodoperă, de fapt, a literaturii române contemporane, putem să venim în fața dumneavoastră cu ea. O felicităm pe autoare și o așteptăm și cu următoarele scrieri. Să știți că o să-i dau acușica microfonul autoarei, pentru că am găsit un pasaj pe care cred că merită să-l citim și care vă va convinge și despre sufletul și trăirile autoarei. Pe măsură ce înaintăm în viață, înțelegem că cel mai important este să căutăm bucurie în fiecare clipă a prezentului. Să nu lăsăm nicio zi să plece fără să ne oferim măcar o minimă plăcere și mai ales să fugim de umbrele trecutului, de orice ar putea să ne întunece, chiar și numai un singur moment care sosește azi, acum. Tocmai de aceea nu sunt de acord cu venirea ta în scop vindicativ.
Răzbunarea nu îți poate aduce decât dezamărgiri și tortură. Sigur, sunt cea mai fericită mame din lume pentru norocul că te am din nou lângă mine, fie și pentru scurt timp, după absența atât de îndelungată a apropierii noastre, încât aș prefera să mă lipsesc de încântarea revenirii tale acasă decât să te văd suferind. Trebuie să înțelegi însă că răzbunarea nu aduce decât o falsă alinare. Nu repară nimic, în schimb atrage noi adversități. Dimpotrivă, dacă nu te răzbuni, stingi încordarea, aduci pacea, în care existența poate în sfârșit să respire fără grijă, cu binele. Îți demonstrezi superioritatea, fiindcă oricine poate fi rău, dar nu oricine poate fi bun. Trebuie să prețuim ce avem, să apărăm ce e mai scump, să nu pierdem făina stăruind să recuperăm tărâțele. Adu-ți aminte peripețiile negre din trecut, când puteam să o pierdem pe Rebecca. Gabriela retrăi fulminant cele mai terifiante clipe din viață la auzul cuvintelor evocatoare. Se revăzu cu ochii minții, alergând cu sufletul la gură pe scările blocului, etaj după etaj, urmărind cu înfrigurare suirea liftului în care se aflau Sâmina cu Rebecca la subsoară, fără a reuși să ajungă înainte de ieșirea lor spre acoperiș. Atât. Mulțumim, ofer microfon. Vasile Colnaru, fără de care această carte nu ar fi putut să vină către dumneavoastră. Sunt editor care vă oferă cărți de cea mai înaltă valoare și slujesc cultura la cele mai înalte standarde. Voi încerca să nu vă rețin foarte mult, să nu vă plictisez, să vă spun cât mai simplu de ce se merită să citiți această carte. Am dorit ca această carte să pună aripi cititorilor, să atingă cerul cu certitudini, să le pună rădăcini, să le ofere motive pentru a o citi și a o reciti ca pe un lac, ca pe un lac de cel mai mare ajutor. Principalul scop al cărții este dezlegarea unui secret al secretelor, secretul creării sufletului. Practic, coboară infinitul într-un adevăr finit, dezlegând un mister care ne frământă pe toți dintre noi, unde și cum sunt create sufletele oamenilor. Să prezinta fapte reale, fapte palpabile, personaje verosimile și chiar riscul de a trăi de o altă identitate, din fericire, nu este atât de departe de real așa cum am crede. După cum amintiți, chiar câteva luni, un astfel de caz a avut loc în România, când două fetițe au fost schimbate la naștere, dar, din fericire, întâmplarea a avut un happy end. Dacă vă privește perspectiva de a deveni părinți sau chiar bunici, nu ar strica să fiți atenți. Cartea, de asemenea, este de mare ajutor pentru că dezvăluie tainele iubirii. Faptul că iubirea poate să vină când vrea ea și de alfa bine numai când vrea ea și nu cunoaște vârsta. Dregovadă, o să vă dau câteva exemple. Scritorul Liviu Rebreanu a iubit cel mai mult o femeie care i-a inspirat cartea Adam și Eva, având ca temă principală căutarea sufletului pereche.
avea vârsta de 33 de ani când a zărit undeva pe o stradă din Iași cu un bren. Scriitorul Ion Minulescu, cel mai mult pe o femeie, timp de 20 de ani, până la moarte, se chema Roze, nu pe soția sa Claudia Milian, avea 43 de ani când a cunoscut-o pe Roze. Și scriitorul Alexandru Odobescu s-a îndrăgostit la vârsta de peste 55 de ani de Hortensia Kemminger și chiar s-a sinucis pentru ea, pentru că n-a putut-o avea. Însă soția lui, Sasha Odobescu, a rugat-o pe Hortensia să ia de bărbat pe soțul său. La cartea noastră și vreau să vă spun că dincolo de întâmplările din carte, dincolo de consecințele acestor întâmplări, veți găsi adevăruri salvatoare. Nu le-am scris decât în ascuns, pentru că în aceste vremuri, nu pot să spui chiar orice, sunt vremuri în care albul a ajuns să nu mai fie alb, negru a ajuns să nu mai înspăimânte, să chiar să fascineze. Veți mai găsi și replici și întâmplări amuzante, pentru că tot râsul întotdeauna se aude mult mai departe decât plânsul nefericirea. De asemenea, cartea este un protest împotriva războiului, împotriva urii, împotriva răului de orice fel și învață pe oameni că acum, când traversăm o perioadă de mari încercări, că trebuie să fie cât mai uniți și să se ajute cât mai mult între ei. Ca o paranteză, v-aș spune că este foarte necesar să citim cât mai multe cărți, pentru că a citi cât mai multe cărți înseamnă, practic, să trăiești mai multe vieți. Și din fiecare experiență învățăm cum să răzvim, cum să trecem și peste aceste vremuri tulburi. Și eu v-aș recomanda tuturor, mai ales tinerilor, să de cât mai mult singurătatea lipsită de conținut, de a sta toată ziua cu mâna numai pe calculator sau în fața, cu telefonul în mână sau cu calculatorul în mână, pentru că este foarte focubitoare. Nu în ultimul rând și nu fără sens, vreau să spun că în carte veți găsi explicat o pagină care arată ce s-ar întâmpla în cazul unui atac nuclear și de ce un război nuclear nu ar putea avea niciodată învingător. De aceea această carte ar trebui să ajungă în mâinile tuturor oamenilor de pe pământ, pentru ca toată lumea să știe că niciodată nici măcar nu ar trebui să se joace cu amenințarea cu armele nucleare, cum se întâmplă tot mai des în ultimul timp. De asemenea, cartea amintește un avertisment pe care l-a făcut scriitorul francez André Malraux: secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Vă mulțumesc pentru atenție! Invităm persoane din public care o cunosc pe scriitoarea Arina Avram sau o cunosc pe omul Arina Avram să spună câteva cuvinte. Dacă doriți, sunteți bineveniți și poftiți! Sfioasă, fină, cea frumoasă. Da,
Dacă nu dorește să spună nimeni niciun cuvânt, atunci o să vă invit să cumpărați cartea de la colega mea, Georgiana Constantin, și să veniți fuga-fuga la autoare pentru un autograf. Și aveți acolo în dreapta, în spate, niște gustări, niște dulciuri, niște bunătăți. Vă invităm și la ele. Mulțumim pentru prezență și vă invităm la următoarele noastre lansări de carte. La revedere!